Bună ziua, oameni buni! Sunt Pati Soava și vă salut cu drag pe toți de aici din bucătăria mea. Dragii mei, dacă încă nu v-ați hotărât ce să gătiți astăzi, haide să facem aripioare la cuptor. Se fac foarte ușor și sunt pur și simplu o delicatesă culinară. Se pot servi ca atare cu sos de iaurt și usturoi sau maioneză de avocado sau le puteți pune alături orice garnitură doriți, cartofi, fasole verde, broccoli, etc. În continuare, vă invit să vizionați ingredientele necesare și cât de simplu se fac aripioarele la cuptor. Mai întâi curățăm bine aripioarele, le spălăm și le pârlim. Mai avem nevoie de ulei, piper măcinat, sare, usturoi tocat sau tras prin presă și boia. Dacă doriți, puteți adăuga orice alt condiment vă place. Punem peste aripioare 4-5 linguri de ulei. Eu am aici 20 de aripioare. Adăugăm și sarea, boiaua, usturoiul și piperul, amestecăm totul bine cu mâinile curate, apoi acoperim cu folie și dăm la frigider pentru 3-4 ore să se marineze bine. După ce s-au marinat, deschidem cuptorul la 190 de grade. Punem hârtie de copt într-o tavă și așezăm aripioarele așa după cum vedeți în imagine. Aripioarele nu se vor întoarce și pe partea cealaltă, așa că le așezăm direct cu partea frumoasă în sus, ca să mă înțelegeți. Punem tava în cuptorul încins la 190 de grade pe o poziție mai joasă pentru 25 de minute. Apoi coborâm temperatura de la 190 la 160 de grade și le mai lăsăm încă 20-25 de minute. Nu le lăsați mai mult în cuptor, cu 50 de minute este suficient. În acest timp, noi pregătim sosul de iaurt cu usturoi și maioneza de avocado. Pentru sos avem nevoie de 3 căței de usturoi pisați cu puțină sare, peste care punem o lingură de ulei aproximativ și înfrecăm puțin usturoiul până devine cremos. Apoi punem 3-4 linguri de iaurt și amestecăm totul bine. Maioneza de avocado este deja publicată, vezi rețeta numărul 161. Și asta-i tot, oameni buni. Uitați-vă cum arată aripioarele după 40 de minute. Eu le voi mai lăsa încă 5, după care vă invit la masă. Priviți, vă rog, cum arată platoul cu aripioare. Este de-a dreptul irezistibil, miroase extraordinar de bine, nu ne rămâne decât să ne delectăm cu această delicatesă. Aripioarele sunt bine făcute, sunt suculente și se complementează de minune atât cu sosul de iaurt, cât despre maioneza de avocado, ce să vă spun, oameni buni, este atât de bună că se poate mânca doar cu pâine. Cu speranța că această mâncare poate fi pe gustul dumneavoastră și că o veți proba cât mai curând, vă mulțumesc mult pentru vizionare, iar dacă credeți că undeva cuiva rețeta îi poate fi de folos, o puteți distribui. Până la următoarea rețetă, eu vă urez multă sănătate, să-i aveți pe cei dragi mereu alături, poftă bună și toate cele bune! La revedere!